Deșteptarea românești. Animale de companie pentru Luca. Păi încet, dar sigur ne facem treaba. Adică din când în când apare câte un nou produs culinar pe care îl omologăm. Da. Gen deci, magiun de topoloveni. Avem cărnații de pleșcoi, deci nu noi pisica noastră. Exact. Și da, ușor, ușor, de unde noi aveam, în copilăria mea exista... Cățelul Rivei? Nu. Și pisica fetița. Dintre astea omologabile, ca să zic așa, Ciobănescu Carpatin și Ciobănescu Mioritic. Da. Punct. Astea erau rase românești. Uh-huh. Pisica românească n-am știut că există decât tomberonezul tigrat. Tombeironeza tigrată. Da. Există pisica transilvană. Acum. Ok. Și ciobănescu românesc corb. Corb? Aha. E negru românesc. Da. Deci... N-am auzit. Federațiile internaționale de specialitate. Specialitate felină. Pe pisici. Da. Au anunțat că rasa pisica transilvană, care a apărut pentru prima dată în Munții Carpați, seamănă cu un lup și are o blană cerușie, numită și blană de tip carpatic, este în curs de omologare. Nu sigur, asta nu-i câinile? Deci o pisică lup, frate. Nu, că am văzut poze. Pisică lup. E seamănă destul de populară, înțeleg. Cu lupul pisica? Este un gri cenușiu, da, și pe față are așa ca o mască cu blăniță puțin mai închisă, deci gri închis la culoare, uh-huh, și restul corpului este gri mai deschis. Uh-huh. Înțelegi? Și arată, ce să zic, deci pisica lup, vârcolacul de Transilvania, ce se putea din Transilvania lui Dracula decât, da, o pisică lup, practic, știi? Uh-huh. Nu, dar are o față cam înfricoșătoare, adică dacă te uiți la ea așa, că sunt poze și înțeleg că sunt mulți oameni care au deja pisica asta și că de aia s-a și omologat. Eu n-am văzut niciodată până acum fotografii cu această pisică. E frapant, adică o reții. Numai că, ci că e foarte cuminte, jucăușă, prietenoasă cu copiii. Sigur, asta se spune despre toate pisicile. Uh-huh. Toate sunt prietenoase și jucăușe până când intră în casă. Și când intră în casă și au prins clavii, s-a terminat. Păi mâine nici mai pui mână, adică nu faci decât să le fii dator toată viața să le hrănești. Da, da. Și dacă vor ele, te lasă să le scarpini sau ceva. Deci, asta e. Asta e jucăușă până se stinge lumina. E prima pisică, nu? Da, românească. Da, decizia definitivă se va lua peste 2 ani. Se așteaptă a 4 generații, nu știu cum, au niște reguli. E complicat, nu poți să omologhezi așa ce vrei tu când vrei tu. Da, adică trebuie să se facă ceva. E la câini canisă, la pisicii... Felisă. Felisă, da. Felisă, da. Așa. Ciobănescu românesc corb, asta ar veni, ar fi a patra rasă națională de câini omologată. E ciobănescu românesc corb, e ca și ceilalți ciobănești, câine de talie mare, imposant, curajos, mândru, de culoare neagră, câine de pază foarte bun pentru turme. Deci o să fie meserie să-l ai în apartament. Cum fac, da, mulți. Își iau Mioritic și îl țin. Da. Da, aia s-au mai domolit parcă. În București cel puțin n-am mai văzut mulți. Latră la etajul 5, vibrează geamurile la etaj, la parter. Da, da. Nu are încredere în străini. Și mai există ciobănescu românesc carpatin, ciobănescu românesc mioritic și ciobănescu românesc de Bucovina. Ăsta nu-l știam, da, de Bucovina. De Bucovina, câini foarte frumoși. Carpatin, mioritic, deci, da. Deci dacă te gândești să-ți iei turmă, recomand, sunt foarte, foarte frumoși acești câini. Deșteptarea